Astăzi, la BDV Best Auto, un serviciu de rent-a-car din Cluj-Napoca, am vrea să vă prezentăm acest A-Class, an de fabricație 2020. E clar o mașină aspectoasă, o mașină care arată bine. Orice client care ne vizitează parcul e atras cumva de designul ei. Însă, în același timp, să știți că e și o mașină, am putea spune, un pic controversată, pentru că la cât de bine arată și cât de bine arată nu doar exteriorul, ci și interiorul, care arată senzațional, multă lume atunci când vrea să o închirieze și află de motorizarea de sub capotă, primul lucru își pune un semn de întrebare asupra motorului, pentru că li se pare un pic așa dubios faptul că aici avem un 1.3, da, ați auzit bine, 1.3 benzină, cilindrie destul de mică totuși pentru un Mercedes, ai putea zice, dar totuși ea dezvoltă 136 de cai, deci motorul ăsta dezvoltă 136 de cai, tracțiune față, deși majoritatea Mercedes-urilor sunt tracțiune spate, asta fiind un A-Class, un hatchback, e tracțiune față și multe lume zice, 1.3 pe Mercedes, mă așteptam la ceva mai mult, lumea se așteaptă în general la motorizări mai mari, însă asta e făcută în mare parte să fie o mașină ușoară, sportivă, jucăușă, nu are o masă foarte mare și nici nu e o mașină de autostradă. E o mașină de oraș, bineînțeles că în afara orașului, pe drumurile noastre naționale și europene, se descurcă foarte bine la 136 de cai, dar probabil dacă am sta în Germania și am avea doar autostrăzi, ai vrea un diesel sau ai vrea ceva mai mare. Ca și dimensiunea ale portbagajului, două geamantane în cap aici, relaxat, nu mai mult decât atât. Stopuri frumoase cu LED pe spate și tot aici, pe bancheta din spate, noi zicem că în cap doi oameni confortabil și trei oameni așa mai îngrămădiți, pentru că într-adevăr asta e o mașină de 4 persoane, am zice noi, nu chiar de 5, dar locurile din față, uitați-vă ce frumos arată. Ce frumos arată display-ul ăsta de bord, care e full display, deci nu mai avem ceasuri de bord. Ce frumos arată sistemul multimedia, care e cu touchscreen și un touchscreen care funcționează foarte, foarte bine, se mișcă bine, arată bine și în cazul în care nu vrei să folosești comenzile de aici, ai aici încă un buton din care poți să faci exact același lucru pe care l-ai putea face dacă ai atinge ecranul. Apoi, comenzi pe volan, padele pe volan, scaune încălzite, standard. Și sus, ca și extra dotare, un panoramic frumos care arată într-adevăr foarte bine, luminează mașina, îi dă un aspect și mai sportiv. Oricum, scaunele astea cu nuanță de alb și negru și cu cochilie ajută să facă mașina mult mai sportivă. Mașina e pachet AMG în interior, dar și în exterior, de aia e așa de atrăgătoare, așa de frumoasă ochiului, pragurile sunt mai evazate, bara are jante frumoase, momentan de iarnă, însă vor veni și cele de vară. Suntem foarte curioși de părerea voastră. Ce părere aveți de acest A-Class, care am putea zice că e perfect din toate punctele de vedere, în afară poate de motorizare pentru unii pasionați care vor ceva mai mare, bineînțeles există și AMG-ul. Dar spuneți-vă voi părerea în comentarii. Noi am fost BDV Best Auto, serviciu de rent-a-car din Cluj-Napoca și vă mai așteptăm pe la noi.